you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Nu mai am eu off-camera, parcă v-am zis asta și în episodul anterior, că nici nu mai știu, deși l-am filmat de-abia ieri. Am făcut cam toate misiunile alea, nu misiuni secundare, toate bazele le-am luat și n-am mai putut să mă joc off-camera, așa că filmez mai des din asta. De-abia am filmat ieri episodul ăla și ok, unde... aici e misiunea de luat, hai că-mi dau aici sau unde să-mi dau fast travel? Aia că-mi dau aici fast travel. Nu mai am misiuni de alea să mă joc și off-camera și îmi place la nebunie jocul ăsta, așa că pot să filmez mai des, o să spamez cu episodul ăsta să-l termin. Îmi place la nebunie să-l joc. Și nu e ca Prison Break-ul să zici că pot să-i fac, să-mi fac un alt profil la joc și să mă pot juca off-camera pentru mine și astea. Nu știu, dar chiar îmi place jocul ăsta. Mă rog, de când aveam PC-ul vechi, de fapt de când s-a lăsat jocul, în 2012 sau 2013, nu mai știu, mi-l doream, dar n-am avut PC pe care să-l joc, dar acum am. Sunt un pic cam în urmă cu jocurile și trebuie să le recuperez, dar nu e niciun bai. Hai să mergem prin pădure, haide să cântăm. În pădurea cu alune aveau casa doi pitici, vine pupăza și spune, nu mai fumați pe aici. Stai că e un pod aici și eu ca idiotul nu mă bag pe pod, îți deștept, n-am ce. Mai lipsește să apară Slenderman între copaci ăștia și cam mai e. Bă, dar geam mai am sau l-a spart? Nu, deci mă duc pe pod, îmi bag picioare, eu mă duc pe pod. Mie că distrug de tot mașina asta. Hai că sigur vine o curbă ceva să mă pot duce în parte. Stai, hai că vin pe aici. A, și uite un drumuleț în direcția aia. Stai că nu-i pe aici mai încolo drumul. Uite-l. Aici, bun. Hai că aici o să ne ducă direct la misiune. Pune-mi pariu că ăsta e drumul cel bun. Hai mă că ăsta e drumul cel bun. Dacă aș ști să mergi și pe el să nu intru în toți copacii. Bă, dacă dracu se conduce mașina asta. Acum înțeleg de ce au avut o semne cu Dacia și am mai pus și emblemă de Mercedes. Mă, i-a pus emblemă cum erau Mercedes-urile alea cândva de puteai să le rupe emblema. Hai de capul meu, spar parbizul și... mai merg. E, du-te dracu, ia că te las aici. Ai fost o mașină bună. Te-am condus bine. Te-ai și bubui de aia mai una alta lângă tine. Hai să vedem ce misiune ne dă. Uite-ți artefactul, bă, bulangiule, sper că ești mulțumit. Da, iar începe ăsta să ne povestească despre istorie. Nu mai văd cum mi s-a buguit părul pe acolo în vârf. În vârful capului. Hai că văd că nu mai așa am buguit. Hai că nu ne-am mai ținut atât de mult de vorbă, e bine. Și acum? Lin Kong, ai... premis, mă rog. Ia. Te sară în apă acolo sau? Presupun că da. Cade! Boom! Ok, deci trebuie să mă cațăr pe asta, presupun. Pe fundul apei o fi ceva, nu prea-mi place, e întunecat. Mie că mă mănâncă crocodilii. Ok, și acum, e o peșteră aici, frumos. Hai în goaza asta să intrăm. Loading screen. Acum ne bag un loc la care nu putem ajunge pe hartă decât așa. Ia de ce avem noi aici? Ce am crezut că se scurge ceva din tavan. Stai. Hai pe liane. Văd că ăștia au băgat și câini pe aici. N-au stres. Ăștia au și niște dinamită pe aici. Good for the love.
Bine că mi-am luat multiple takedown. Că dinamita aia pus acolo. Oare o pot bubui? Stai că e acolo. Nu, nu bubuie. Deci trebuie să-i dau la cap ca să dilez tankul. Ok. Bă, dar prea... A, mai sunt. Bă, dar prea bună arma asta. Dă un damage. De fapt, ia stai un pic. Hai să-mi dau o siringă din aia. Crafting... Hai să mai craftez una. Use. Poc. Double kill. O face al... Dacă avem și armură aici, ne doare la brișcă. Sparge și sticla aia de țuică. Poșir căcior avea. Ador șorganul ăsta nebunie. Ce zici? Iud Zeppelin? Aș putea să-mi dau acum detach, dar nu, nu n-am chef să-mi rup acum tot ce am în mine. You're going to mata, ia grenadă! Și mai luați grenăzi. A, stai, 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 stai. Am ceva ce s-ar putea să vă placă, bulangii, drecu. Dați-mi voi să vă spun. Surprise, motherfucker! A, dați cu molotov, ai drept. Unde mai sunteți? Ia, uite încă un bulangiu în partea aia. Boom! N-au murit. Hai să mă dau mai în altă parte. Mamă, cât XP mi-au dat aici. Hai, încarcă. Bun. De ce am dat pe Z? Vreau să dau pe Shift. Frumos, stai că mi-am rupt mai toate în mine. Stai mă. Ia să luptăm pe ăsta. Ne dai și tu o grenadă? Use Zeppelin, sau cum i-a zis. Mai sunt ăștia pe care i-am delete. Da, uite încă unul care zace aici a mort. Ha, mă, dai și tu o grenadă încoa. Că mi le cam stric. Bă, dar cum se vede aici toate chestiile astea așa umede. Ce ciudat. Find your mata. Direct headshot. A, uite aici Zeppelin. Tiroliană, mă rog, ce-ar trebui să fie. Oho, gloanțe! Perfect! Și o grenadă. Dai, unde e loot body? Și-ați dea așa și cu armură, trebuie să mai îmi dea ceva. Sau nu? Sărăcie, 3 dolari? Păi ce zac, morți acolo. Trebuie să merg pe... Hai să mai dau o dată o siringă de-aia sau... Nu, no, nu mi-o dau acum.
Cred că ăștia au fost. Ia văd că pe aici sunt izvoare. Ia-te o grenadă. Dă-o mâncoa. Sau un full grenăzi. Așa, bun. Și acum, deci pe aici. Mă, ce ciudat e locul ăsta. Mersi de rachetă, chiar aveam nevoie de una. Nu cred că ar fi bine să calc în apa asta. Da, e aici ceva, văd. Un medkit. Trei bulangii doar. Stai, nu asta. Dăm cu acest sniperul. Eu acum alerg că sunt pe crouch, sau cum se zice. Headshot! Cred că asta nu mi-ar fi dat un molotov dacă mai aveam sloturi. Oh, o cutie. N-am mai găsit, n-am mai deschis o cutie în episodul ăsta. De fapt, n-am deschis deloc cutie. Hai, deschide ușa, creștine. Sau cretine. Mă, dar ce urât se vede. Ce urât se văd texturile astea. Tu schele de om. Perfect normal. And now. Wow, this place is huge. Ce, o pasăre? Era o pasăre. Și acum? Hai, că nu știu să cobor. Da, pe aici văd o pană de pasăre. Aha, deci trebuie să ocolez mult pe aici. Hai de capul cât am de ocolit. Bă, și pe acum pe unde trebuie să merg? Stai. Aici. Ok, da. Trebuie să urc pe aici, așa-i.
Hai, da, urc. Am zis urcă. Iam, acum urmează să mă împușc iarăși sau să se dărâme peștera. Culmea că aici nu ne-au mai, băgat nici varani, nici șerpi. A, e o scară aici. S-a auzit așa. De unde se aude? Iar sunt varan din ăștia. Exact ce ziceam eu mai devreme. Hai că i-am dat foc lui unul. Cu mulă. Da, fix când ziceam că n-avem varani, au apărut iarăși. Mai lipsește acum să-mi apară și șerpii și cam aia. Am deschis de un mormânt acum să vezi că ne ia un tip de gât. Hai, jumpscare? No. Uite mă cuțitul ăsta. Run, bitch! Run! Q. Du-te. Clic dreapta, clic stânga. Bac-te. Hai că mă zdrobea aici. Mi-a căzut telefonul, băgameș. E, sper să fie mulțumit asta acum. E, am găsit cuțitul. Nu mă, cât XP mi-a dat. Gat. His name is Buck and like is like to fuck. Ia să vedem ce skill point ne-a dat. Skills. În ce să bag acum skill point? Că nu mai știu ce am băgat data trecută. Să încar mai repede, să trag mai bine cu arcul, sau... văd că de libera nu m-a mai eliberat nimic pe aici. Și asta? Requires wanted dead. Stonewall. Ok. Deci să încar mai repede, asta să trag cu arcul nici nu-mi trebuie. Astea sunt ceva niște rezistențe pe acolo. Să dau un take de meseritor, să trag de pe chestia aia sau să fie mai... Hai că o luăm asta, să încar mai repede shotgun-ul. Și apoi luăm pe ăsta cu... Să schimb arma mai repede. Hai că e bine. Încă un tatuaj nou. Hai că îi fac lui ăsta mâna plină de tatuaj. Îl fac mai ceva ca Randy Orton. Mă rog. Cam atât și cu acest episod, aș zice. Eu sper că v-a plăcut. Ia mă, unde dracu m-a trimis ăsta? La mama dracu aici. Aoleu, ce obosit sunt. Da, deci cam atât cu acest episod, eu sper că v-a plăcut, vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și cam atât. Până data viitoare, ciao les!